Liberăm în sfârșit de toată masa asta de incapabili și corupți și ne ia groaza când auzim despre continuitatea stabilității și despre accelerarea, că dacă accelerăm regimul teroarii în halul ăsta, noi degrabă trebuie să ne luăm rămas bun de la un stat născut în rezultatul a unui pact istoric din mileniu trecut, pactul Ribbentrop-Molotov, din care nu putea să se nască decât o structură statală moartă și pe care noi de fiecare dată încercăm să vopsim, să-i dăm ruș la obraj că mai este vie. Nu mai este vie. Transmiteți acest mesaj instituției dumneavoastră democratice. Eu vă rog, întrebare se referea la instruirea funcționarilor, doamna Nadejda, vă rog să răspundeți. Deci așa cum am vorbit și anterior, competența noastră este inclusiv și instruirea tuturor participanților în procesul electoral. Aici se regăsesc în primul rând funcționarii electorali, reprezentanții, observatorii, persoanele de încredere, alți participanți. Eu vă îndemn, în cazul în care sesizați anumite încălcări din partea oricărui participant, puteți utilizați mijlocul de contencios electoral, depuneți o sesizare, o contestație la organul electoral inferior sau la Comisia Electorală Centrală, prin care sesizați asemenea încălcări, ca noi să putem să luăm atitudine și să aplicăm legislația așa cum prevede. Și chiar vă îndemn să faceți acest lucru, să nu fie numai la nivel de erupere de emoții, dar să fie și pe suport de hârtie. Vă mulțumesc! Nu-i deloc o erupție de emoții. Merge vorba despre reprezentantul Partidului Democrat, domnul Nichifor Ciuc, care ne-a propus acest gen de schimb de cooperare pe cale legală și ilegală. Și guvernarea de astăzi ne demonstrează anume acest lucru, că pe cale legală și pe cale ilegală, furtul miliardului nu s-a descoperit. Noi astăzi am venit aici, nu putem pune întrebările care ne frământă, nu putem să vorbim, fiindcă trebuie întrebarea formulată, dar realitatea este asta. Eu vă rog frumos.